În următoarele 3 luni, aproape 8.000 de hunedoreni trebuie să-și preschimbe permisele de conducere auto pentru că vor expira, iar din această cauză se vor forma cozi interminabile la cabinetele medicale. Astfel, autoritățile analizează situația de față și caută soluții pentru a preîntâmpina problemele care pot apărea la întocmirea fișelor medicale necesare eliberării permiselor de conducere. Este vorba de următoarea perioadă de 3 luni, decembrie, ianuarie, februarie, în care sunt peste 8.000 de cetățeni al județului Hunedoara care trebuie să-și preschimbe permisele de conducere. Fapt pentru care am făcut o întâlnire cu toți directorii și directorii medicale a spitalelor din județ, plus firmele care sunt de specialitate în ceea ce privește întocmirea fișelor medicale și a controlelor medicale, încercăm să cumva să rezolvăm problema ca toți cei care trebuie să schimbe permisele să poată să-și facă fișele medicale ca apoi să vină la permise. Atunci încercăm să discutăm cu factorii decizionali să-și facă un program cumva special și în special pentru după masă, ca toți oamenii să poată să ajungă să-și facă la timp analizele medicale și fișele medicale pentru întocmirea permiselor de conducere. S-au discutat și analizat soluțiile administrative care pot fi luate în spitale și clinici pentru a se corela activitatea cabinetelor medicale cu cea a serviciului pentru eliberarea permise de conducere, astfel încât hunedorenii care își întocmesc fișele medicale să aibă la dispoziție un program prelungit al cabinetelor și al medicilor din specialitățile solicitate și să le poată finaliza în aceeași zi. Până în marți am stabilit ca prin Direcția de Sănătate Publică să avem un orar bine stabilit și o activitate a tuturor celor implicați, ca să putem să comunicăm săptămâna viitoare exact cetățenilor unde pot să meargă în funcție de zone, care este orarul și care este disponibilitatea pentru cetățeni pe acest subiect. Majoritatea dintre cei care acum vor fi nevoiți să-și preschimbe permisele de conducere sunt aceia care, în urmă cu 10 ani, atunci când s-a schimbat legislația și a fost introdusă obligativitatea efectuării analizelor medicale, s-au înghesuit să preschimbe aceste acte înainte de intrarea în vigoare a legii.